El cercetează-te o clipă și privește în oglinda ce-ți arată adevărul neînclinat. Ia Scriptura și citește-o fără gând de părtinire, dacă vrei să fii rău eliberat. Stai ca vameșul în templu și imploră milă celui ce mai are pentru tine încă har. Căci tu ești unul care are dreptul la iertare, până încă se primește la calvar. Și de acum să se vadă bucuria, ci în viața ta schimbată va domni. Iar blândețea ta să fie printre oamenii cunoscută, căci Iisus este aproape, va veni. El mai simte azi durerea, când noi nu privim cu cinste faptul căci în locul nostru a murit. Și în răutatea noastră, ignorând iubirea-i sfântă, vrem să fie a doua oară răstignit. Bine ar fi să știi de astăzi căci Iisus muri pe cruce, ca să ierte vina noastră pe vecii. A plătit El prețul mare, ce ne-a dat eliberare, ca să avem și noi azi dreptul de copii. Și de se vadă bucuria, ce în viața ta schimbată va domni. Iar blândețea ta să fie printre oamenii cunoscute, căci Iisus este aproape, va veni. Lasă eu-l tău să moară și-n groapă-l pe vecie, arătând celor din jur căci ai murit. Iar Hristos trăiește în tine, dăruindu-ți bucurie și blândețea unui suflet mântuit. Nu-i vei mai vedea pe alții vinovați de ce se întâmplă, dimpotrivă îi vei iubi pe frații tăi. Dragostea pe zi ce trece îți va da puterea sfântă, ca să ierți pe frați oricât ar fi de răi. Și de acum să se vadă bucuria, ce în viața ta schimbată va domni. Iar blândețea ta să fie printre oamenii cunoscută, căci Iisus este aproape, va veni.